Azi, independenta Curte Constituțională a României urmează să dezbată excepția de neconstituționalitate la legea privind organizarea alegerilor, lege impusă de majoritatea PSD-PNL. Partea interesantă este că forța dreptei, care este unul dintre inițiatorii acestui atac la Curtea Constituțională, practic, nu mai există ca etnitate juridică, ci doar uh, ca o autoritate, dacă vreți, uh, morală, care însă nu poate uh, participa la alegeri și, în consecință, nu are nici autoritatea necesară pentru a le contesta ce va face în aceste condiții azi Curtea Constituțională a României.